Un bărbat s-a trezit cu o factură, știrile de la Cluj, domnul German. Un bărbat s-a trezit cu o factură de 76 de milioane de euro la energie electrică. Iată știrea care ni se poate întâmpla tuturor. Știrea pe care o așteptam, da? E bine, iată, cum s-ar zice la televizor, ți se poate întâmpla și ție, și ție, și ție. Iată, i s-a întâmplat unui nene, s-a ridicat glicemia, cred că la 400 când am văzut. Hai bă, lasă glicemia, că asta nu-i mare lucru. Un bărbat din Adjud, Vrancea, chiar dacă știrile sunt de la Cluj, Vrancea e partea țărată, a avut parte de un adevărat șoc după ce a primit factura la energie electrică, nu cred că ni se mai spune furnizorul, n-are nicio importanță. Acesta s-a trezit că are de plătit 76 de milioane de euro pentru energia electrică consumată, e adevărat, pe parcursul a 5 luni. Asta înseamnă totuși 76, dacă împarți la 15, sunt peste, da? Peste 10 milioane de euro lunar, undeva la 12-13 milioane de euro. Furnizorul de energie electrică și-a dat seama în scurt timp de greșeala făcută și i-a trimis factura corectă. Mai contează, ăla ajunsese la 400 cu glicemia, dar oare cu tensiunea la cât era? Cred că a făcut icter instantaneu. Romică Păduraru deține o pizzerie, a devenit acum celebru, și o, și o brutărie în Adjud, ambele la aceeași adresă, adică acolo unde are bucătăria, are și brutăria și pizzeria. În mod normal, factura la energie electrică nu depășea la el 1000 de lei pe lună. Eu cred că totuși e reală. Bă, tată, la pizzeriile alea, am văzut și eu cea mai veche pizzerie din lume la Napoli. Eu mănâncă o pizza cum se mănâncă la Dristor, nu e nicio diferență. O pizza margherita de aia cu blatul pufos, de proastă calitate. Sigur, ingredientele sunt bune, dar nu le simți. Că ești nervos de când o mănânci, că stai la coadă ca și cum l-ai dat mâna cu Brad Pitt ca să intri acolo. Deci nu-i mare șmecherie. Eu cred că totuși dacă vrei să ții pizzeria aia, bă, 5 luni totuși, ăsta numai a copt pâine, franzelă, croasante, da? Pizza, focaccia, alte trăznăi ce mai fi făcut, că în astea 5 luni au intrat și sărbătorile. Eu aș ruga pe ăștia de la electricitate, totuși nu trebuie să fie acum culanți, dar și să dea bine la popor. Ei, mai analizați odată, totuși că eu cred că sunteți mai aproape de adevăr decât e el. Cum adică, bă, 1000 de lei. Ăsta focăia toată ziua acolo și ce știu eu ce mai folosea. Zice, în decembrie, pe data de 20, mi-au venit facturile cu niște sume de am paralizat când le-am citit. Da. Întreb și eu, bă, Romică, mata, puteai citi 76 de milioane de euro? Păi, bănuiesc că factura era în lei. Cum ai calculat tu? Cum ziceam noi pe vremea când ne tăiau oltenii pepeni în piață la Mediaș. Cum îți tăia olteanul pepeni? Lubenița zicea 25 de lei. Și eu zis o dată unul, prea repede ai calculat. Și cum îmi scoți cepul ăla, cum îmi spui, așa și asta. Cum ai calculat, bă, mata, în lei 76 de milioane de euro? După care la o săptămână cică a venit cu minus. Cum ar veni, le-au stornat. Șocul e când le vezi sumele alea. Mi se pare că cei care emit facturile astea fac abuz în serviciu și neglijență. Mi se pare urât din punct de vedere emoțional. Oamenii suferă un șoc. Vă dați seama că mi s-a ridicat glicemia la 400 când am văzut așa ceva și am rămas șocat pentru că mă gândeam de unde să fac rost de bani. Bă, dracului românul, bă, el se gândea să plătească suma, bă, tată. E, nu, că aici chiar că merita să te adresezi instanței că nu puteai să dai avocatului 76 de milioane de euro și dacă îți ducea procesul la Haga, tot merita să dai în judecată. În scurt timp, furnizorul de energie electrică și-a dat seama de greșeala făcută și a trimis bărbatului factura corectă, dar nu se spune totuși cât. Cred că erau vreo 12 milioane de euro totuși. Asta a zis, a, păi atâta e ok. Da? 7-6 de milioane. Compania susține că a fost o situație punctuală, regretă eroarea și asigură clienții că depune efortul pentru a le oferi servicii în condiții optime. Da, păi condiții optime ne oferi dintotdeauna. Bineînțeles.